Școlile post-liceale sanitare sunt printre cele mai căutate la ora actuală de către absolvenții de liceu, dar și de cei care își doresc o reconversie profesională. Acest lucru datorită oportunităților de angajare pe tot cuprinsul Europei pe care le au după absolvire. În Drobeta Turnu Severin, anul acesta, școala post-liceală sanitară de stat are peste 200 de locuri disponibile în sistem bugetat. Mehedințenii sunt din ce în ce mai interesați să urmeze o carieră în domeniul sanitar. Este și motivul pentru care, de la an la an, numărul celor care se înscriu la cursurile școlii post-liceale sanitare de stat din Drobeta Turnu Severin crește, mai ales că toate locurile sunt bugetate de stat și nu se percepe nicio taxă. Școala post-liceală sanitară a scos la concurs sau pentru concursul de admitere 168 de locuri la calificarea profesională a sistem medical generalist, respectiv 84 de locuri pentru calificarea profesională asistent medical de farmacie. Când vor începe examenele pentru aceste? După ce se finalizează perioada de înscriere, examenul pentru cele două calificări profesionale va fi în data de 2 august. Asta rămâne a se vedea dacă se susține acest examen în funcție de numărul candidaților înscriși. Dacă numărul candidaților înscriși este mai mare decât numărul locurilor aprobate de către Ministerul Educației pentru fiecare dintre cele două calificări profesionale, atunci se susține examen de admitere. Școala post-liceală este o opțiune bună și pentru elevii care au picat examenul de bacalaureat, întrucât nu este necesară diploma de absolvire la înscriere. Documentele necesare sunt, în primul rând, diploma de bacalaureat, act, document obligatoriu, în cazul în care elevul nu a susținut sau nu a promovat bacalaureatul, poate aduce o adeverință care atestă că a terminat 12 clase. Adeverința este obligatorie și aceasta. Mai este nevoie de foaia matriculă originală, unde știm cu toții că se reflectă activitatea celor 4 ani de liceu, certificat de naștere, o copie Xerox, certificat de căsătorie, dacă este cazul așa, la fetele căsătorite, și cartea de identitate, copie Xerox. Larisa este proaspăt absolventă de liceu și a venit încă de la primele ore ale dimineții pentru a se înscrie la profilul de asistent medical de farmacie. De ce ai ales tu școala post-liceală sanitară? Pentru că, nu știu, mi-a plăcut, m-a atras așa. Am foarte multe cunoștințe care au fost aici și care au terminat și încă sunt. Și au rămas cu impresii bune? Da, majoritatea da. E o meserie frumoasă cea de asistent, așa este? Da, desigur. Pe ce ai vrea să optezi? Pe ce profil? Farmacie. Unitatea de învățământ are contract cu Spitalul Județean de Urgență din orașul nostru, iar cursanții desfășoară aici orele de practică. Depunerea dosarelor de înscriere se va încheia în data de 29 iulie la sediul școlii din strada Dorobanți, numărul 30.